Bună seara, dragi prieteni, vă mulțumesc, bine v-am găsit, pe mulți dintre voi bine v-am regăsit, pentru că am constatat că mulți dintre domniile voastre sunteți fideli telespectatori emisiunilor mele zilnice. Vreau să vă spun în primul rând că am fost surprins de invitația de a vorbi la TEDx, de a fi speaker aici. Și atunci când am primit această invitație din partea reprezentantului TEDx, m-am spus, bine, da. Ce am făcut eu ca să merit această onoare? Păi zice, nu-i de ajuns, ai scris o carte, Meritocrația și meritocratismul, care face vâlvă mare, pe care mulți o consideră revoluționară și că ar putea însemna viitorul omenirii. Ar fi bine să-ți expui această idee revoluționară. Bine, m-am gândit în ziua de astăzi a scrie o carte. Dragii mei, probabil că unii dintre voi aveți un automatism în gândire și cum am început să spun că am scris o carte, primul gând care v-a venit în minte a fost, frate, câți ani de pușcăriei s-o fi scăzut din pedeapsă pentru cartea asta? Dragii mei, ghinion, ca să citez un clasic în viață, n-am servit încă pușcărie, probabil că sunt pe drum din cauza ideilor acestea revoluționare și acestei cărți. Probabil că unii lucrează la greu în această direcție, la această oră. Dar vreau să vă spun că această carte, atunci când am scris-o în urmă cu 6 ani, a fost scrisă nu ca să scap de pușcărie, nu a fost scrisă nici ca să devin dotore. Nu mi-am dorit să fiu niciodată coleg cu ilustrul nostru prim-ministru. Nu a fost scrisă nici ca să am parte de glorie. Pentru mine, gloria cea mai mare e atunci când fetița mea îmi spune, tăticul meu drag, voi cei ce mă priviți, cei ce mă citiți, nu o să-mi spuneți niciodată aceste frumoase cuvinte. Am scris cartea asta, vă spun sincer, pentru prima oară e o destăinuire. Am scris-o din disperare. Păi zice, cum? Îți scrie o carte din disperare. Da, dragii mei, din disperare, o să vă explic și o să înțelegeți cu siguranță. Ce ne poartă pe noi în viață? Noi suntem ca niște mașini, oameni. Și niște mașini fiind, avem nevoie de un motor. Care este motorul vieții noastre? Probabil că nu v-ați gândit niciodată la asta. De ce ne trezim în fiecare dimineață cu speranță? De ce plecăm la drum mereu? De ce începem mereu o nouă întreprindere? De ce încercăm mereu să facem ceva, să ne dezvoltăm, să evoluăm, să creștem? De ce? Dintr-un singur motiv. Pentru că vrem să ajungem la ceea ce se numește fericire. Vrem să devenim fericiți. Pentru asta facem totul. Tot ceea ce facem, gândiți-vă, are ca unic scop acela de a deveni fericiți. Poate nu v-ați gândit până acum. Eu, dragii mei, m-am gândit. Întâmplarea face că am citit foarte mult în adolescență, în copilărie, în tinerețe și întotdeauna am încercat să aflu secretul fericirii. Ce trebuie să fac? Cum trebuie să fac ca să devin fericit? Și la un moment dat mi-am dat seama că a fi fericit este o chestie foarte complicată și nu depinde numai de mine. Problema fericirii au tratat-o mulți filozofi. De exemplu, Schopenhauer, un mare filozof german, a scris o carte extraordinară, Arta de a fi fericit, poate ați citit-o. Ia în considerare foarte multe elemente care influențează fericirea, dar spune că unul dintre cele mai importante aspecte în dobândirea fericirii este un factor ereditar. Te naști cu acest potențial de fericire sau nefericire în tine.
Îl ai din prima zi. Este ca talentul de a fi fotbalist, e ca și vocea ca să devii un mare muzician, este un talent, este ceva ereditar cu care te naști. Atunci când am citit acest lucru, sigur veți zice că primul lucru m-am gândit la soția mea, da, m-am gândit pentru că există oameni care, dragii mei, orice le faci, orice le dai, orice le spui, luna de pe cer, tot va fi nefericit, cicălitor, supărat, toată ziua. Pe de altă parte, dragii mei, în urmă cu 15 ani aproximativ, eram un om trist. La vârsta de 30-35 de ani, eram totuși un om deja bogat, eram patron de companie, aveam o soție frumoasă, aveam un copil sănătos și totuși eram nefericit. Într-o zi, stând în parc cu copilul meu și legănându-l, intrigat din cauza faptului că zilnic vedeam prin parc un țigănuș cu un tomberon care mătura și care strângea gunoaie, dar mereu cântând, fericit, intrigat, n-am mai rezistat și într-o zi l-am abordat. Zic, băi, vină cu un pic. Da, cunoaște-le, da. Care-i treaba? Păi zic, fii atent. Te văd în fiecare zi aici în parc. De câte ori vin? Și eu vă văd pe dumneavoastră, conașule. Bă, zic, eu mereu sunt trist, eu mereu am fața asta tristă și tu mereu ești vesel și cânți și săracul avea 1,50 m și vreo 40 de kg și un picior strâmb și așa mergea săracul din cer. Poate l-ați văzut și voi prin parcul central. Bă, zic, cum faci, mă, că ești vai de capul tău, ești măturător, ești slab, ești vai de capul tău, mai ești și handicapat. Care-i secretul tău de ești așa de fericit? Că te văd într-una. Zic, chiar ești fericit? Da, conașule. Bă, chiar ești fericit? Da? Păi zic, unde locuiești? Păi în Gârcii. Bă, și ai vreo casă, ai tot ce-ți trebuie? O, zice, am acolo o cămăruță de pământ, acolo unde stau cu soția mea. Păi, zic, ești însurat. Da, zice. Zic, ai femeie frumoasă, cu minte harnică, îți gătește bine. A, zice, nu e important asta. A, zice, mă iubește tare mult. Bă, zic, asta e important tare. Da, zice. Bă, zic, și ea cu ce se ocupă? Păi zice, uite acolo. Mai încolo vreo 50 de metri, pe alee, tot așa cu tomberonul, o fătucă la 1,50 m, slabă, prăpădită, urățică, neagră. Păi zic, să fie, ea te face așa de fericit. Da. Păi am mai stat, am mai stat și fata venea spre noi. A ajuns lângă el și când a ajuns lângă el, dragii mei, s-a făcut lumină în oraș. L-a luat în brațe, l-a pupat pe handicapatul nostru și a zis, te iubesc așa de mult. L-au de brațe și au plecat. Au făcut vreo 5 pași la braț. El s-a întors pe jumate spre mine și m-a întrebat. Acum ai înțeles? A fost o lecție pentru mine. Atunci m-am hotărât că trebuie să devin fericit. Și am înțeles că pentru asta trebuie să învăț, să citesc, să caut marele secret al fericirii. Și punctul de pornire a fost a afla de ce eu nu sunt fericit. În condițiile în care, din punct de vedere teoretic, aveam tot. Și, dragii mei, am aflat care era cauza nefericirii mele. Dar, întâi să vedem ce am descoperit eu din fericire. Din înțelepciunea marilor cărturari, a marilor înțelepții ai omenirii. De exemplu, vă spuneam că Schopenhauer spunea că ne naștem cu această fericire sau nefericire noi, după care nu facem decât să căutăm toată viața pretexte pentru a motiva moștenirea genetică pe care avem. În budism, de exemplu, se spune că nu poți să ajungi fericit, să fii fericit,
decât dacă renunți la a avea orice fel de dorință. Pentru că orice dorință neîmplinită se va transforma în nefericire. Mă rog, eu nu prea sunt de acord, că asta ar însemna să trăiesc fără să-mi doresc nimic. Și atunci de ce mai trăiesc? Mai bine mă sinucid. Nirvana înseamnă nimic altceva decât acea stare de eliberare de suferință prin meditație. Mai merge, meditație, stai toată ziua pe plajă și meditezi. S-ar potrivi cu firea poporului nostru, probabil că ne-am găsit fericirea prin meditație. Dar și asceză. Aici nu mai merge. Că nouă ne plac sarmalele, nouă ne plac grătarele, nu se potrivește cu asceza nici cum. Nu-i pentru român nirvana. Un alt mare înțelept, Osho, poate ați auzit de el, a murit, nu mai este printre noi, a murit acum câteva zeci de ani. Osho spunea că putem ajunge la fericire prin autodobândire. Adică, reușind prin înțelepciune, prin inteligență, prin cunoaștere, să ne creăm acest tipar mental care să ne păcălească mai mult și să ne facă să credem că suntem fericiți. Iisus Hristos, de exemplu, vorbește și El despre fericire. În Evanghelia lui Matei spune, probabil că ați auzit de multe ori vorba asta și nu știați că e a lui Iisus Hristos, spune ferice de cei săraci cu Duhul, căci a lor va fi împărăția. Adică, prost să fii noroc să ai, nu am zice noi românii. Adică, dacă ești mai prostănac, poți să ajungi să fii fericit. Atenție, nu-i de râs. Poate părea o glumă. Unul dintre cei mai mari filozofi români, Lucian Blaga, susținea și, să știți, cred că avea în mare parte dreptate, că e foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să fii fericit și să fii și inteligent în același timp. De ce? Pentru că nu poți să înțelegi, să vezi tot ceea ce se întâmplă în această viață și să nu te doară. Și o să mă întorc la asta. Pentru că se leagă... Vreți să fac o pauză? Eu n-am nevoie, dar dacă vreți dumneavoastră, eu mă opresc, închei aici. Da, nu știu ce e de vorba. Și se pare că românilor tot pauzele lungi și dese le acceptă ca fiind cheia marilor succese. Probabil că ideal ar fi fost să venim toți aici într-o pauză, la un cocktail, la un pahar și să fim fericiți, să plecăm acasă după o lungă pauză. Dar, dragii mei, eu o să continui. Când vor să-mi închidă microfonul, eu rog să-mi închidă. Nici o problemă, eu s-o obișnui cu așa ceva. Am luat și amenzi din cauza că am vorbit. M-a amendat și CNA-ul și Victor Ponta și Traian Băsescu. Dacă mă amendează și domnul Buhnici, nu e decât o amendă mică în plus. Deci, dragii mei, ca să scurtez totuși, nu vreau să-mi fac dușmani, Immanuel Kant, unul dintre cei mai mari filozofi ai lumii, spunea tot despre fericire că fericirea este un ideal. Și cred că este cel mai aproape de ceea ce gândesc și eu. Pentru fiecare dintre noi fericirea este altceva. Ceea ce pentru mine poate să fie fericire, pentru altul poate să fie nefericire. Ceea ce pentru unul fericire înseamnă a mânca și sex, pentru mine poate să nu însemne fericire. Pentru mine însă, pentru că vă spuneam, am ajuns la disperare, de-aia am scris această carte, fericirea înseamnă liniștea sufletească. Nu puteam fi fericit văzând atâta nedreptate în jurul meu. Nu poți să fii fericit având un înalt grad de conștiință să vezi atâta suferință în jurul tău. Nu poți fi fericit într-o lume în care în România, astăzi, 5.000 de copii mor anual pentru că nu sunt bani de tratat leucemia, în schimb avem bani pentru avioane F-16. Care o să ruginească undeva, sau în cazul că începe un război, nici nu vor se vor ridica de la sol. Nu poți fi fericit într-o lume în care un om de mare valoare intelectuală este obligat să-și părăsească țara, să plece de lângă copiii lui, de lângă părinții lui, să muncească în altă parte pentru că în România moare de foame. Nu poți fi fericit
văzând atâta nedreptate. Nu poți fi fericit văzând că în parlamentul acestei țări sunt cei mai mari infractori, cei mai mari netrebnici ai țării și ei ne conduc și fac legea ca să slujească intereselor răului și nu interesele oamenilor buni. Trăim într-o țară în care infractorii sunt protejați prin lege, în care infractorii beneficiază de imunitate, iar ăștelalți, 20 de milioane, cunosc un caz. O cunoștință, nici nu știu cum îl cheamă pe individ, are un băiat de 21 de ani. A luat un credit de la o bancă cu niște acte false, altfel nu putea. Știți ce sumă a luat? 2000 de lei. Ei bine, l-au prins cu falsul. Dragii mei, părinții imediat ce au văzut că ce s-a întâmplat, cum au aflat, părinții imediat s-au dus și au plătit creditul, 2000 de lei. Degeaba. Copilul lor a fost condamnat la 4 ani de pușcărie și execută, este la Codle acum. Iar Adrian Năstase, pentru milioane sau sute de milioane, a făcut 9 luni de pușcărie. Chioariu, ministrul justiției, șeful relației sau șeful ăsta a Comisiei Parlamentare pentru Justiție, pentru 3 milioane, a primit 3 ani cu suspendare. Iar un copil de 21 de ani primește 4 ani. Cum să fii fericit în aceste condiții? Și atunci, dragii mei, ce mi-am spus? Păi frate, n-ai decât o șansă. Ori să accepți că nu vei fi fericit niciodată, ori să lupți, să schimbi lumea. Și atunci am zis, Laurențiu, ce poți să faci? Imaginează un sistem, imaginează o lume în care tu te-ai putea simți bine, fericit, în care ar putea exista dreptate socială, în care țara nu va mai fi condusă de incompetenți, nu va mai fi condusă de hoți și de trădători de țară, ci va fi condusă ca o companie, ca orice în societatea normală, de oameni competenți, care să-și fi dovedit valoarea managerială prin test, prin concurs. Nu e voie, ci că e utopia asta. Cum adică primul ministru să-și câștige funcția prin concurs și nu prin relații de tip mafiot? Nu se poate așa ceva, e utopie. Cum să dea concurs? Cum să dovedească el că e manager bun? Când eu l-am întrebat într-o emisiune, domnule, dar ce vă recomandă ca să fiți prim-ministru? Ați condus vreodată ceva?